ați venit la noi. Bine. Bine ați venit la expoziția doamnei Frătița Mariana. Ne-a fost foarte greu când am ajuns la concluzia asta. Drept pentru care vă rugăm frumos să fiți amabil și să nu ne ridicați fără ta. Nu? Vorbește serios. Este foarte emoționată și eu dau cuvântul doamnelor pregătite să ne scoată din impact. Eu sper să nu vă adâncesc. Nu, am să surprins de evoluția Marianei. De la mine a trecut foarte, foarte mult timp. Am trecut exact. De la ultima expoziție aici, la galerie, deși ea, între timp, a iterat expoziții prin țară, câteva expoziții așa, la Vâlcea, la Piatra Neamț. Da. Mariana este un artist prolific. Un artist care are un limbaj, stăpânește un limbaj în domeniul acesta al artelor decorative, îl stăpânește bine. Văd că m-a și ascultat, că ultima dată i-am dat în față, lucrez pe suprafețe mari și văd aici o lucrare monumentală care mie îmi place foarte mult. Ce să vă zic? Este nu mai surprinzător, este o artistă dedicată în ceea ce face. Observ foarte multe clarificări de limbaj. Este din ce în ce, lucrările sunt din ce în ce mai, pun mai multe, pentru că un artist, cu cât evoluează, cu cât lucrează mai mult, cu cât face proiecte expoziționale, cu atât își clarifică limbajul propriu. N-aș spune foarte multe, pentru că nu se cade să vorbesc foarte mult despre lucrările mele, fiindcă tip de artă, și mai ales în domeniul artelor decorative. Îi doresc succes acum, în viitor, viitorul apropiat va candida pentru a fi membru titular al UAP din România. Nu mă îndoiesc că va fi. Este oricum de mult lângă noi ca și coleg și sper că în continuare, alături de Firea Târgu Jiu UAP, să își dezvolte proiectele și de grup și personale. Îi mulțumim pentru această expoziție frumoasă. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că v-ați făcut timp să fiți alături de Mariana și de noi. Și, în continuare, aș ruga pe domnul... Lasă-mă pe mine. Acestei domnul, eu sunt scris pe afiș, mă rog frumos. Eu n-am decât să o felicit pe Mariana pentru expoziție. Mă bucur că am putut să fiu aici și că pot să fiu alături de voi. Mă bucur, în primul rând, că putem organiza în cadrul galeriei evenimente de o asemenea ținută. E adevărat că îmi vine așa să am o notă critică, gândindu-mă la ce spunea Heidegger, că scopul artei este adevărul, dar asta e o altă discuție, și că ne-am cam săturat de mâzgălarea asta contemporană, pe care cei mai mulți dintre noi o numesc artă. Eu cred că expoziția, cel puțin în accepțiunea mea, este una reușită și spune multe. Îl las pe domnul Mocei să spună ce anume spune expoziția. Dragii mei, am văzut mai multe expoziții ale unei artiste deja formate pentru concurență, aș zice, față de cel puțin alte artiste din țară. Pentru că dânsa reușește ceva deosebit față de toată arta feminină, să zicem. Reușește cu această expoziție să dovedească mare simplitate în artă. Și niște drumuri foarte clare pe care ne propune și pe care ne propune să călătorim astăzi. Expoziția se numește Vibrație, dar are un alt cuvânt și mai important, călătorit. O, și unul și altul presupune mișcare. A da mișcarea în artă înseamnă să fim mari artist. Și
și mai ales ca prin aceasta să dai bucurie celor care privesc și mai mult și o prevenție mult mai mare, mai întâi de toate față de persoana care îndrăznește astfel de cuvinte mari. Ele, de fapt, aduc un conținut nou. Și conținutul acesta se comunică. Toate lucrările sunt comunicative. Vin undeva pe linia lui Brâncuș. A dat bucurie prin artă, a dat mișcare, așa cum o vezi și în care te integrezi tu ca artist. Iată, pretutindeni unde călătorește domnia sa, se află într-o continuă vibrație sufletească, de idei, de atitudini. Aparent, dacă aruncați o privire generală, o să vedeți aici o luptă între alb și negru, unde albul, care e puternică lumină, ne invită la anumite idei în călătoriei aceasta. O să vedeți acolo că ne propune o astfel de mijloace să înțelegem o temă foarte interesantă, sacră. Primele lucrări de acolo. E o abordare nouă pe care vin să o prezint. Cu ajutorul unor simple colaje. Multe din celelalte lucrări este va vine cu niște idei mărețe. Într-unele e călătorie în univers. Se câteva lucrări ce merg acolo. Și trebuie să dăm o apreciere deosebită la modul cum tratează călătoria asta în toată lumea, la care ne invită să nu stăm în, în nemișcare. Tot timpul să fim noi înșine prin a ne mișca, dar asta este și o mișcare de idei. În fiecare din tablourile acelea găsiți câteva idei. Se vorbea aici de cel mai important. Toate sunt importante. Aici undeva, în spate, aici vă găsiți drumul de generație. Pe de o parte, femeile, fetele, pe altă parte, băieții. Și să vedeți cum sunt reprezentați toți. Prin simple figuri geometrice. Lucrările sale, de fapt, pun în valoare altfel punctul și linia în artă. Le unește în niște imagini geometrice. Cine a iubit cel mai mult geometria? Tot Brâncuș. Pentru că uite, și alții, dar el nu era pictor. Bun. Acum, o să vedeți că are și câteva tablouri în care apare culoarea diversificată. Soarele se împrăștie. Dar fiecare linie care este aici, și aparent nu îi se vede traiectoria, ea de fapt este o întâlnire, linia, dar o întâlnire cu alți semeni ai noștri, păstrându-se fiecăruia individualitatea. Iată ce poate să spună într-un conținut artistic modern, cu artistă de la Târgu Jiu și din Gorj, care ne face onoare. Ne cheamă la meditație. Asta era, de fapt, și chemarea lui Brâncuș. Lucrarea trebuie să ne procure meditație, să ajungem până acolo încât ceea ce este material să devină idee, cuvânt. Cum a apărut pasărea ultimă, reprezentând zborul. Toate călătoriile acestea presupun o anumită mișcare până la nivelul zborului. Toate liniile acestea care le vedeți și se întretaie, ele sunt în zbor. Pot fi considerate individualități, pot fi considerate generații, dar toate parcă fac parte dintr-un soare care ne cheamă la viață și toate drumurile noastre duc dintre acolo. Undeva se și temporizează mișcarea. Undeva aici ar trebui deja 12 vin, când mai mari, când mai mici. Le reprezintă și timpul. Deci ne interesează călătoria. De fapt, este simbolul vieții. Sunt acolo alte câteva tablouri în care liniile acestea sfârșesc printr-un cerc prim de lumină, alb, sugerând și niște flori. Iată, fiecare persoană este, de fapt, o floare. Trebuie să se întreabă în
ceea ce i s-a dat de pe universul în care existăm. Pentru fiecare din această lucrare aduce niște idei. Când ajungeți în fața lor, încercați și să vedeți până unde vă duce mișcarea și ce înțelegeți prin ea. În acest conținut cu totul deosebit, eu o apreciez într-un grad foarte mare pe propunătoarea acestei expoziții. În același timp, vedeți că și-a realizat un stil al său. Un stil simplu, viguros, trainic, luminos, care ne propune să fim întotdeauna alături de sufletul, de gândul și de preocupările artistului. Atât. Și vreau să vă mulțumesc că ați venit să o vedeți și să o felicităm împreună în lumea asta. Eu mă bucur foarte tare pentru curajul care îl are și o să-l aibă și mai tare. După această prezentare exhaustivă a domnului Mocioi, ți-a mai fi de zis, doar că în spatele fiecărei lucrări este o poveste. Asemenea, vorbelor pe care Mariana mi le spune de fiecare dată, eu, fiind mai apropiat acolo, mai de peste gardă, am scris un cuvânt înainte la acest frumos program și aș vrea să-l citesc. Se intitulează asemenea Înserărilor. Un crug deasupra veșniciei se despoaie, se defișează și în cele din urmă dobândește avansul expunerii. Suntem ocupați cu năvălnicia, transmit lucrările de spleș ale Marianei Frătița, domesticind imagini ce uneori se încheie în șușotel și explozii. Dincolo de primordialele ramificații, toate aceste simple vibrații cu scăpărare sunt curățate dintr-o oglindă cu substanță creștină, unde crepuscule finale devin păsări grațioase, devin învieri. Tablourile Marianei Frătița vorbesc în țipete și varcarm epidermic, deși vrează în vălmășel stelare, deloc întâmplătoare. Imaginile, uneori ușor hermetice, se urmează pe sine, planând în linia neliniștilor responsabil despletite de dimensiuni. Mariana Frătița își conduce credința artistică asemenea lui Bregâl cel bătrân copilăria. Fără putință de întoarcere, expresia creațiilor de până acum sanguinează, stârnind pe nervuri de carne proprie. Culoarea, în care de-a dreptul se poate citi, se întemeiază în luciri reci, calde și se ghemuiește în aceeași lumină mare a creațiilor textile expuse altădată. Astfel, asemenea Înserărilor, ce se numără în spițele unei roz neostănite, toate devin întreg. Bravo! Dacă vă spună și doamna Mariana ceva. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit, un număr mare și oameni dragi mie, oameni care sunt atât de mine de sufletul meu și vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Mulțumesc domnului Strâmbulescu care nu a venit până acum și acum. Și-a făcut un pic de timp, dar mulțumesc domnului Ion Mocioi care a răspuns invitației. Mulțumesc domnului Valer Neag pentru că a acceptat să fie curator. Mulțumesc domnului profesor Vasile Fuiorea, care a fost profesor și o să fie în continuare până așa merge legea. Și mulțumesc lui Alex Gregora pentru că mi-a scris cuvântul ăsta atât de frumos și că el este și el împreună cu Georgiana sunt tot timpul alături de noi. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc până seara ca să pună toate lucrurile astea, având în vedere că Valer este atât de pretențios și l-a schimbat stânga dreapta de mii de ori, dar lucrurile au ieșit foarte bine până la urmă. Eu chiar scuze că A ieșit bine. Vreau să spun că această expoziție va fi de folos, să zic, pentru dosarul de definitivat. Și sper să fie un succes și să fie un succes din tot sufletul. Mulțumesc.
Doamna Mihaela, plecați? Vreau să vă întreb ceva. Da, mai stați, da? Vreau să vă întreb ceva. Thank you.